Bună dimineața, dragilor! Astăzi m-am trezit cu așa voie bună și am zis vreau să încep cu câteva sărituri în apă, pentru că eu sunt înăpunită după mare, soare, plajă, bronz. Și acum am văzut aici că este o placă și am zis, ce se face cu placa asta? Vreau să mă întind pe ea să mă bronzez astăzi. Dar înainte de asta vreau să sar un pic, să-mi fac încălzirea. Și cum să încep mai bine decât cu o săritură? Am mai sărit o dată, ca să înțelegeți că de la prima oră, am zis să fiu de la prima oră încălzită. Păi hai să-i dăm tare! Zicem așa, 1, 2, 3, și... Mamă! Enzo! Ah, cred că ce bine! Super! Foarte bine, nu e cald apă. Mint sau e rece? E rece. Ia uite, Bela s-a echipat și Bela s-a retupesta. Ia să vedem ce e cu treaba cu placa aia. Ia pare da, Andreea, da. Mint, nu? Revinu cu acea să sar cu mine în cap. E cald apa? E foarte bun. E foarte bun. Stai să mă uiți acum. Hai pe Bela, aici. Nu, tu mai așteaptă, mai așteaptă către probleme. Eu sunt aici să vă susțin moral. Hai, mi madre! Hai, căcică! Asta ar trebui să te ridici pe ea, nu? Oh! Ia uite, mă, da. Hai. Deci... Forță, tati! Hai! Hați! 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 Stai! Hai! Loredana, ești lângă microfon și vorbești la altul lângă microfon. Cred că trebuie să mă las. Hai, încă o dată! Încă o dată! Hai! Astăzi! Mamă, cât de sărată e! Hai! Stai un pic! Hai! Să susținem! Moral! Vă susțineți, da? Hai! Vreți să mă vedeți cum ai cad odată, nu? Da, hai! Și... Hai, că te lovești lângă scara aia! Stai, da, să nu te lovești, să nu te lovești! Te lovești cu scara! Hai! Și... Dai că am uitat să-mi iau bățul! Altceva! Știi ce zic? Da! Altceva! Ai super! Ia uite termopomarinarul meu! Aia zic! Ia vezi, mă, că și-a luat om la vâzle. Vezi că te-am luat și om la vâzle. Da. Abia m-am trezit. Abia m-am trezit și tare bine. Direct la apă. Da, direct la apă. Bela și-a făcut curaj, ea. Înțeles că tu nu știi să nuți. Nu. Nu știu bine. Nu știi bine, dar asta e făcut curaj și ai sărit, am văzut. N-am sărit niciodată. Nu contează că ai venit cu... Vestuța a fost foarte tare. Eu am sărit în cap ca nebuna, că așa sunt eu nebun oricum. Și mi-e place să nou, să mă scufund. Dar se vede că ai câștigat. Doamne, că te curaj are. Da, lasă că e frumos aici. Oricum avem ocazia să facem toate lucrurile pe care eu le făceam acolo în junglă, dar fără condiții. Aici le avem pe toate condițiile. Avem și profităm de toate. Voiam să te întreb, cum ai trecut peste perioada asta de pandemie? Că tuturor ne-a fost greu, dar parcă unor a fost un pic mai greu, mai ales că noi suntem artiști și ce înseamnă lipsa asta de evenimente, concerte, unde știi cum e, ne dorim foarte mult să socializăm cu publicul nostru, să transmitem muzica noastră. Un cântăreț fără, un artist fără muzică e ca un fel de, nu știu, peștele fără apă. Da, exact. Și a fost atât de greu, dar cum ai trecut peste perioada asta? Mai ales că și tu ai un copil și îmi dau seama cât de greu este și pentru tine. Că pentru mine a fost greu, dar eu totuși măcar m-a ajutat Dumnezeu și am avut, uite, un proiect frumos, două chiar, acum că suntem și la mămici de pitici, și am avut o continuitate și cumva m-am reprofilat în televiziune, dar cum a fost pentru tine? A fost foarte greu, cred că pentru tot artiștii a fost foarte greu pandemia asta, dar mă bucur că am avut timp pentru copilul meu și pentru soțul meu, dar... E aici fetița ta? Da, e aici fetița mea. A, frumos! Da, a fost foarte greu pentru că nu avem concert, nu avem ce să facem, dar m-a ocupat de restaurantul meu și... Mai un restaurant foarte bun, vorbeam mai devreme la micul dejun și spunea că e pe stilul ăsta libanez. Nu, e filipinez. Filipinez, pardon, da, mamă, de la mine, de la bune, rău, da. Trebuie neapărat să trec pe la tine când am timp. Mi-a zis și Oana să știi de restaurantul tău
Și am zis că, băi, acum că mi-ai și spus și tu, am zis, băi, trebuie să trecem neapărat. Eu sunt fană, mâncare asiatică, da. Tot ce înseamnă... Păi Oana stătea lângă noi, lângă restaurantul nostru. Aia zic, că ea și e dacă fană, n-are timp să facă mâncare, vine la noi și facem noi. A, da? Am înțeles, înseamnă că mai tot timpul, că știu că ea prea gătești. Am mai gătit și eu la restaurant. Că... Da, gătești? Da, am gătit, yes. Da. A, și gătești acolo tradițional, nu? Dacă da, e mâncare noastră, filipineză. Și... Dar mâncare românească îți place? Îmi place, da, îmi place. Ciorbă de burtă. Sarmale, mici, sarmale, da, tradiționale, da, da. Cred cu greutate, că da. Ne place cei mai gras. Ce zodie ești? Săgetător. Săgetător. Taur la taur, măcar scrie zodiac acolo, mare și cu planeta, zice, pofticios, încăpățânat și, Doamne iartă-mă, și mănâncă tot ce prinde. Mamă, deci aici totul se întâmplă spontan și în momentul de față au început să miște toate porcile, că lângă asta este... Trebuie să plecăm. Trebuie să plecăm, trebuie să plecăm. Dar noi rămânem tot aici, practic, în toată zona asta. De frumusețe. Da, de frumusețe. Și o să profităm maxim de toată experiența asta și mai povestim noi acum. Acum, hai să vedem ce se întâmplă, că lângă asta nu mai lasă să filmăm. Hai, făcut! Doamne, ce zi frumoasă! Deci am profitat azi de toată splendoarea de aici, pentru că am mâncat tradițional, așa frumos, pe iat. Am ascultat muzică, am sărit în cap, am făcut de toate și am înțeles că încă mai avem treabă. Vreau să vă prezint pe Modărina. Prin Modărina am venit aici, în această frumoasă vacanță. Ea este un manager foarte bun. Eu am lucrat mulți ani și pe timpul când eram în trupa minunată Mandinga, dar și după, pentru că am fost și la Eurovision împreună, pentru că aici m-am întâlnit numai cu oameni frumoși, că de-aia v-am zis. Pe toată lumea am cunoscut când am ajuns și Madalina în continuare este un manager foarte bun. Din ce știu acum te ocupi de Andreea, de Ristei, mai mult, adică ești pe treabă maximă. Deci nu contează, să știi că dacă îmi dai un telefon, orice ne înțelegem. Glumesc. Glumesc, dar serios. Aia zic, peste tot am fost și am fost numai locuri frumoase.